Când iau antibiotic, vreau să am încredere că flora mea intestinală este protejată și aleg Linex Forte. Protejează-ți și tu echilibrul florei intestinale. Linex. Un produs Sandoz. Bună! Creme, serumuri, loțiuni, substanțe injectabile, ritualuri spa și lista poate continua. Sunt doar câteva dintre produsele la care apelăm astăzi pentru a avea o piele îngrijită. În plus, am început să căutăm produsele cât mai blânde cu tenul și natura. Însă câte dintre acestea funcționează cu adevărat și care este ABC-ul îngrijirii pielii, ne spune astăzi Ioana Simian, medic primar dermatolog în cadrul Medicover. Bună, Ioana! Bună, Beatrice! Aș vrea să începem prin a explica celor care ne urmăresc care sunt pașii corecției îngrijirii pielii. Adică să vorbim despre ritualul pe care trebuie să-l aplicăm zi de zi. El trebuie să fie destul de simplu. Să zicem așa, dimineața începem cu o dublă curățare. Eu sunt de principiul dublei curățări, ceea ce înseamnă demachiant și un produs de spălare, bineînțeles adaptate tipului de ten. Vorbim de demachiante de tip cremă sau lapte pentru tenul uscat, de spume blânde de spălare, geluri blânde de spălare, tot pentru tenul uscat, și de demachiant de tip apă micelară și geluri specifice pentru tenul cu tendințe seboreice. Apoi vine pasul 2, după ce ne-am spălat cu apă călduță specific, serul de față. Este o opțiune pentru că el este un cumul de substanțe active foarte concentrate, care ideal se aplică imediat după ce ne-am curățat fața. Și pasul 3, obligatoriu, crema de protecție solară. Se spune că o jumătate de linguriță de cremă este suficientă pentru față, gât și decolteu. Dacă nu, apelăm la un produs de make-up cu protecție solară. Seara, pașii sunt aceiași, adică tot dublă curățare, de machiere și spălare, un ser de față foarte important în acest moment al zilei și în plus o cremă de îngrijire, de data aceasta fără protecție solară, care să asigure o hidratare de lungă durată și hrănirea tenului în plus. Spune-ne ce ai observat ca dermatolog cu experiență, cât de mult contribuie la încrederea de sine un ten bine îngrijit? Asta văd la pacienți. Pacienții cu o piele strălucitoare, cu o piele netedă, luminoasă, au un zâmbet aparte și o anumită sclipire în ochi. Într-adevăr, au mai multă încredere în sine. Un ten perfect este ca o haină care ți se potrivește ție perfect, pur și simplu te simți foarte bine. Eu consider că o piele luminoasă, o piele îngrijită traduce respect de sine, încredere, informare și un stil de viață sănătos. Când iau antibiotic, vreau să am încredere că flora mea intestinală este protejată și aleg Linex Forte. Protejează-ți și tu echilibrul florei intestinale. Linex. Un produs Sandoz. Ioana, spune-ne care sunt beneficiile aplicării măștilor de față și cele ale masajului facial. Tot ceea ce punem bun pe față este un beneficiu, atâta timp cât pielea arată mai bine și ne fac să ne simțim mai bine, chiar dacă nu au dovezi științifice de eficacitate. Acum măștile le alegem în funcție de tipul de ten și recomand măști pe bază de acid glicolic, salicilic, de niacinamidă, când vorbim de tenul gras. Sau măști cu acid hialuronic, măști de tip țesătură, îmbibate cu substanțe hrănitoare și hidratante, când vorbim de tenul uscat. Cu privire la masaj, din punct de vedere medical, nu avem niciun studiu științific care să arate clar impactul asupra pielii, dacă schimbă cumva aspectul pielii, dacă într-adevăr este eficient anti-îmbătrânire. Dar din practică vedem clar că masajul ne face să ne simțim mai bine, stimulează circulația cutanată și în felul acesta stimulează reînnoirea celulară. Toate ingredientele pe care le aplicăm în timpul masajului vor fi mai bine absorbite, stimulează drenajul limfatic, reducând edemul la nivelul feței și ne poate lăsa și cu niște vânătăi, că este prea agresiv. Ioana, spune-ne ce nu trebuie să aplicăm niciodată pe față. Aș avea o listă uriașă. În primul rând, nu vom aplica pe față ceaiuri, tincturi, ce avem în cămara proprie, pentru că pot da naștere dermatitelor de contact iritative, alergice, fotodermatitelor. Nu punem pe față uleiuri și la fel nici la rădăcina firelor de păr, nu vom pune pe față loțiune de corp, nici bicarbonat, pH-ul pielii este total diferit de cel al bicarbonatului, este undeva la 5,5, nu ne vom pune pe față medicație din proprie inițiativă și aici un semn mare de exclamare, este legat de dermatocorticoizi, deși la început par miraculoși în primele zile, după dau corticodependență, acnee postcortizonică și rozacee postcortizonică. Ca o concluzie, aș vrea să ne spui care sunt cele mai importante sfaturi pe care le dai în calitate de dermatolog femeilor care își doresc un ten frumos și îngrijit până la vârstă înaintată.
În primul rând să știe că există soluții pentru problemele tenului. Rezolvarea lor o putem găsi împreună cu medicul, aceasta este recomandarea cea mai corectă, și că cei mai simpli pași ca să avem un ten mereu tânăr, de fapt cele mai simple arme la îndemână sunt hidratarea și protecția solară. Ioana, îți mulțumim foarte mult pentru informații și sperăm să le fim de folos tuturor celor care își doresc o piele îngrijită până la adânci bătrâneți. Și eu mulțumesc tare mult și, într-adevăr, sper să le fim cât mai de folos. Când iau antibiotic, vreau să am încredere că flora mea intestinală este protejată și aleg Linex Forte. Protejează-ți și tu echilibrul florei intestinale. Linex. Un produs Sandoz.